Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom discuta despre vasele sparte de pe picioare, chiar și de pe față, acele vinișoare roșietice. Alături de noi se află domnul doctor Ștefan Jianu, medic primar chirurg. Bine ați revenit, domnule doctor! Bine v-am regăsit! Știu că poate, din punct de vedere al sănătății, nu sunt foarte grave aceste vase sparte, vinișoare sparte, dar din punct de vedere estetic, pentru o femeie știu sigur contează foarte mult. Spuneți că sunt și bărbați care au aceeași problemă, da, dar nu știu cât sunt. Bineînțeles că de... mult mai puțin și mult mai puțin le bagă în seamă. Exact. Pentru femeie... Da, aici e un aspect, totuși, și patologic, până la urmă este vorba despre tot o formă de boală venoasă cronică. Poate fie cu fragilitate capilară sau nu, dar, în primul rând, trebuie să avem totdeauna și un diagnostic bine pus al dedesubtului, al ceea ce, de ce a creat aceste vase. Și nu de puține ori, este vorba de o boală venoasă cronică care, într-adevăr, se manifestă acum cu stadiul C1 clinic, adică aceste venule vinișoare, dar care dedesubt are și valve mari stricate și pot ajunge să se dezvolte și varice și atunci avem nevoie de cu totul alt tratament, inclusiv de eventual laser endovenos sau alte proceduri endovenoase sau chirurgie. Deci, dar bine, majoritatea... să nu așteptăm, eu știu, ca lucrurile să se complice, sigur, și sigur, să ne ocupăm dacă vedem că au început să se crape pe picioare, preambul, pe față. Apoi discutăm despre cum le rezolvăm pe cele care există acum. Păi deci ce e de făcut, domnule doctor? Ce în ne primul rând, trebuie să ne gândim și la viitor. De obicei, dacă au apărut aceste văsuțe mici, înseamnă că oricum sângele merge un pic mai puțin bine pe dinăuntru. Și atunci, dacă au scos capul crenguțe mici și mari, trebuie să ne gândim că ele vor scoate capul și în continuare. Și în afară de a rezolva pe cele care există acum, ar trebui făcută și o prevenție pe cât posibil a celor care vor apărea în viitor. Și nu sunt puține, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă. De aceea, pe de o parte, facem prevenție, adică eliminăm tot ceea ce e fierbinte pe picior și care face dilatații și ne sparge alte băsuțe. Eliminăm, dacă se poate, tratamente hormonale. Eliminăm sedentarismul, obezitatea, lucruri care sunt factori favorizanți și, în același timp, încercăm să ne protejăm, mai ales prin compresie elastică, prin ciorapi. Ciorapii elastici purtați în timpul slujbei, cel puțin, lucru care devine din ce în ce mai la îndemână, în, cel puțin în corporații, în marile firme, există aer condiționat, se poate purta ciorap și în timpul verii. Dar și măcar este un toamna, primăvara, ciorap pe care îl poți purta indiferent de anotimp, sau este ceva mai gros și atunci este merge un ciorap de compresie, rece, dar de clasa 1, adică cel care strânge cel mai ușor și care e suficient pentru această formă de boală venoasă, pentru văsuțele mici, pentru vasele reticulare, pentru telangiectazii. Dar el comprimă aceste văsuțe, împinge sângele pe dinăuntru mai bine și nu lasă să se spargă alte văsuțe. Atunci, într-adevăr, asta e o profilaxie, pentru că altfel pastiluțele tonice venoase, unguentele ajută prea puțin în prevenția apariției acestor văsuțe. În timp ce, dacă vorbim despre cele care există deja și despre tratamentul lor, avem două forme mari și late de tratament. Laser, laser transcutan de data aceasta, laserul vascular, și scleroterapia, adică injectarea cu un ac fin a unei substanțe sclerozante, unei substanțe care, introdusă în vas, irită vasul pe dinăuntru, face să se astupe prin inflamație și să se usuce, să sclerozeze, să dispară, să deveni sidefiu, să nu se mai vadă. Pentru vasele de la față, pentru cuperoză, pentru angioame la față, pentru chiar pentru hemangioame, laserul este prima opțiune, pentru că este și eficace și nici nu prea lasă urme. În timp ce pentru cele de la picioare, prima opțiune este de regulă scleroterapia. Deci, cu excepția celor care nu suportă injecțioare ACE, preferăm scleroterapia pentru că este semnificativ mai eficientă. La picioare pielea este mai groasă, laserul nu trebuie să lase urme de arsuri, deci nu poți să-l dai foarte tare și atunci eficiența este mai mică. În timp ce la scleroterapie, cam 3 sferturi din alea pe care le injectăm, chiar se și sclerozează. Și după o lună jumate, controlăm și nu se mai văd. Contează acum de cât timp aveam aceste vase sparte? Adică, ideal ar fi să acționez cât mai repede odată ce le-ai văzut, să mergi la medic? Asta e un principiu, e un principiu perfect, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și dacă sunt mai puțin ample și dacă fac mai puține colaterale, toate lucrurile trebuie luate mai de la început. În medicină, sigur, e un principiu care trebuie păstrat. Bun, cred că vine firesc întrebarea, rezolvăm acele vinișoare sparte, sângele pe unde circulă sau dacă în timp apar și altele? Bănuiesc aceeași predispoziție sigur, genetică rămâne. Clar, despre asta, de-aia am vorbit la început, despre prevenție. Clar, mai pot apărea altele, nu rezolvăm decât pe cel care există în momentul ăsta. Dar dacă n-are sângele pe unde să circule, asta vă spun cu siguranță că are pe unde să circule, pentru că avem o plasă întreagă de văsuțe la nivelul pielii și dacă vorbim despre văsuțele venoase, nu este nicio problemă să le sclerozăm, nu ajungem la necroze sau alte lucruri. Deci cum nu pot apărea complicații în urma tratamentului. Bine, apar într-un procent minim complicații, dar nu complicații majore de timpul necroze. Poate să apară hiperpigmentări, zone care se colorează un pic mai tare,
eventual reacții cutanate, dar lucruri mărunte, pentru că niciodată nu facem o cantitate mai mare de 2 fiole de sclerozant. Și după ce am făcut acest tratament, trebuie să ținem cont de anumite sfaturi, fie că s-a folosit laserul vascular, fie injecție sclerozante, te ferești sigur, de lumină, ne ferim de căldură. De soare, ne ferim de aia, ne se face vara, pentru că soarele vine și el cu lumina lui și ne pigmentează mai tare zonele alea. Deci ne ferim de soare, ăsta este unul din lucrurile clare. În același timp, dacă avem scleroterapie, trebuie neapărat să avem și compresie elastică. Deci cel puțin 2 săptămâni trebuie să purtăm un ciorap elastic ca să avem eficiență mai mare. Dacă nu folosim compresie elastică, atunci eficiența scade. O parte din vase se repermeabilizează. Mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, și vă așteptăm să reveniți. Okay. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.